Da. Continuăm. Este această treabă. Oricum mă simt mai confortabil acum cu varianta cu telefonul lângă mine, care sună din 14 în 14 minute. Mi asigură deci un confort, pentru că pot face treaba mai liniște decât. Nu mai sunt stresat la gândul că depășesc 15 minute și că trebuie să și pierd capitolul sau mie lecția aceea de 15 minute. Din înșiruire ar fost grav, trebuia să anulez tot. În sfârșit. Haideți să continuăm. Vă zic că f de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6 cu f definită pe 5 pe 2, am zis, da? De la 5 pe 2 la plus infinit cu valori în minus 1 pe 4 cu valori în minus 1 pe 4 plus infinit. Da, acum apare problema, oare n-am stricat surjectivitatea? Am rezolvat injectivitatea, dar dacă cumva s-a întâmplat o chestie, s-a fi stricat subiectivitatea, acum dacă cumva există un Y, dar Y și așa a arătat pretenții pe asta, de la, nu, n-am stricat nimic. Exista X-ul real, deci pentru X și este bun, n-am, dar bine ar fi să fac și un studiu. Adică dacă aș locui pe X cu 5 pe 2, îți dăm minus 1 pe 4 aici. 25 pe 4, minus 25 pe 2, 50 pe 4, face 25 pe 4, minus 25 pe 4, aduc cu 6, 24, minus 1 pe 4 face, exact. Deci e corect, în sfârșit. Asta ar fi o variantă, sau să iau amândoi x și mai mici decât 5 pe 2. Deci, este surjecție și injectivă. Și la fel, dacă zic f de x, tot aceeași lege, x pătrat minus 5x plus 6, aceeași lege, cu f definită pe minus infinit, 5 pe 2, așa, cu valori în minus 1 pe 4, plus infinit. Deci, acestea sunt două restricții, restricții bijective ale funcției de mai sus. Sunt două restricții, sunt restricții pentru că din funcția totală care a fost definită pe el cu valori în el care nu era nici surjectivă, nici injectivă, am reușit, studiind surjectivitatea, am dat pe Y și C deoparte, au rămas surjectiv, dar nu mai era injectivă. Și acum, umblând la domeniu, rupându-l în două, de la minus infinit până la 5 pe 2 și la 5 pe 2 la plus infinit, cele două funcții, hai să zic F1 și F2, care, sigur că au domenii diferite, același codomeniu, dar sunt funcții cu aceeași lege, dar sunt funcții diferite, sunt surjective și injective, deci sunt bijective. Bijective. Dragii mei, și cei de clasa 12-a, apoi până la 12-a întâlnim tot timpul noțiunea aceasta de surjectivă, injectivă, bijectivă și tare multă confuzie este în mintea voastră și nevinovați sunteți în chestia asta pentru că nu vi se explică cum trebuie. Haideți să ne întoarcem încă o dată. Deci, am introdus ieri și astăzi noțiunea de funcție, dragilor. Când am pronunțat cuvântul funcție, imediat tripletul acela e în mintea voastră. Deci, legea de corespondență, adică după rețeta care se face corespondența, de unde se pleacă domeniul de ființă și codomeniul. Toate trei, tripletul acesta, formează, să spunem, conținutul noțiunii de funcție. Au fiecare în parte importanța cuvenit, importanța pe care aș fi constatat-o în timp ce am. Dar ceea ce era important, după ce am vorbit de triplet, noțiunea de funcție, pronunțând cuvântul funcție, imediat și două restricții. Pleacă tot, deci domeniul de ființă nu există să fie vreunul luat acolo care să stă degeaba și lui să nu-i pui în corespondență. Așa nu-i funcție. Deci
tuturor să le pui în corespondență. Pleacă tot și nu-i voie ca unul să aibă două sau mai multe imagini. Ca și cum spuneam, într-o intersecție te duci. Deci ai acces noțiunea de funcție, înseamnă tripletul și cele două condiții. Când ai funcții, la asta te gândești. Acum, noi am luat tot felul de funcții și acolo și am făcut exemple și am constatat că sunt cazuri de funcții care sunt funcții, deși îndeplinesc cele două condiții care am spus în noțiune, tripletul în calcul, luat, rezolvat tot, dar uneori în codomeniu sunt elemente libere, pentru că niciun X nu e capabil să spună că îl acoperă, adică în sensul că Y aceea să fie imaginea cuiva. Și acele funcții, să zic, nu sunt surjective. Când ar fi surjective? Dacă toți Y și din codomeniu sunt ocupați, toți, iată, de la minus 1, infinit la minus 1 pe 4, aici nu erau ocupați. Și atunci am dat pe toți deoparte și am socotit numai de Y la minus 1 pe 4 la plus infinit. Așa asta am făcut o funcție surjectivă, după rețeta asta. Când mi-am pus problema injectivității, ați văzut, definiția a doua e cea mai deșteaptă, i-am oferă șansa lucrului a calculului algebrii foarte ușor, f de x1 egal cu f de x2, se rezultă x1 egal cu x2, unic. Da? Adică să mai este o altă alternativă. Și când am lucrat la f de x1 egal cu f de x2, am plecat eu, două variante erau, x1 egal cu x2, dar mai putea sau, fiindcă e vorba de un produs egal 0, pe rând fiecare cu șanse să fie 0. Era și varianta x1 plus x2 să facă 5. Cum a fost 2 și 3. 2 și cu 3 fac 5 la mine. Da, 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 da. 2 și cu 3 egal 5 este o situație care făcea produsul 0, fiindcă se întâmpla ca paranteză. Deci pot să fie și două elemente distincte care să facă 5. Și atunci eu am mers pe mijlocul dintre, fiind suma acolo x1 plus x2, jumătatea lui 5, 5 pe 2. Și atunci am spus, dacă sunt amândouă mai mici decât 5 pe 2 sau mai mari decât 5 pe 2, nu mai poate să fie asta. Și rămâne unic, x1 egal cu x2. Și atunci am umblat, am rupt domeniul în două. Mai mari decât 5 pe 2 și mai mici decât 5 pe 2. E, dar chestia asta a fost senzațională, pentru că în momentul ăsta subjectivitatea s-a păstrat și funcția, cele două funcții, să zic, sunt două restricții bijective. Și subjective și injective. Așa se face o analiză atentă a unei funcții date cât privește bijectivitatea ei. Dar acum veți spune, dar ce mă frământă prostiile astea, dar și eu n-am treabă cu așa ceva. Numai chestia asta, dar nu puteam să o colim. Dar cine ne-a mai oprit, ne-a mai împiedicat și de acolo, că mă rămân unele libere și că nu știu ce, nu știu cum. Chiar așa. Puteam să tac, să-mi văd de treabă, sau să nu fi venit astăzi, să nu fac lecția asta, sau voi să nu o faceți. Sau... Care e problema? Și nu se poate trăi fără noțiunea de obiectivitate. Dragilor, să vedeți ce chestie am în cap acum. Poate un gând. Vedeți noi, prin relația asta, y egal cu x pătrat minus 5 x plus 6, înseamnă că fac corespondența așa, 1x cunoscut, găsesc y-ul ca imagine, pentru x cunoscut găsesc y-ul. Eu acum aș vrea să întorc înapoi săgețile. Adică, plec de la y-ul cunoscut, să găsesc x-ul. Deci, dau lui y o valoare, să găsesc x-ul. De fapt, când zicem y egal 0 aici, găsim x și pentru care se face 0. Asta era, deci, când rezolvăm o ecuație, deci că ecuația când acolo e egal cu 0, înseamnă că de fapt noi știm pe Y, e 0, și căutăm X care să aibă ca imagine pe 0. Nici nu m-am gândit vreo clipă că ecuațiile acestea, niște predicate pot fi privite ca niște, ca o corespondență, o funcție și în care, da, păi da, legat funcția cu predicatul. Deci matematica asta așa fain să leagă una de alta, încât totul trebuie să văzut ca o construcție foarte solidă și riguros făcută. Deci este o plăcere să faci matematică dacă matematica ți este prezentată corect. Deci frământarea mea este acum următoarea, să pot să fac drumul înapoi. Adică aș vrea să găsesc, plecând la o funcție dată, care face corespondența de la x la y, la x la y,
Să găsesc funcția care să facă invers drumul, de la Y la X, care să schimbe săgețile. Deci dacă am o funcție care, mă rog, face corespondența respectivă, mă frământ acum gândul să găsesc acea funcție plecând de la asta, care face drumul înapoi, care schimbă sensul săgeților. Bun, oară aici, 5 pe 2, ea corespunde minus 1 pe 4. Acum să văd ce funcție, lui minus 1 pe 4 îi corespunde 5 pe 2. Da, asta e fain. E faină de tot chestia asta. Dacă cumva mi-amintesc că lui 0 e 2 și 3. 2 și 3, bun, oară, 3-ul s-ar afla aici și 2-ul aici. E 2 și jumătate, 2 aici. Deci ar fi... lui 0 se corespunde odată 2-ul și lui 0 de aici se corespunde 3-ul prin funcția asta. Deci sunt două variante. Da, fiindcă 2 și 3 aveau ca imagine pe 0 și acum când schimb săgețile, ar însemna că un element pleacă în 2. De aceea au apărut restricțiile astea. Când am mers-o înapoi, se schimbă săgeata așa. Deci funcția cealaltă, inversă, chiar așa se numește, funcție inversă. Da, funcție inversă. Schimbă domeniul cu codomeniul. Ceea ce era înainte domeniu devine codomeniu și fostul codomeniu devine domeniu. Deci aceasta este funcția inversă. Deci visul meu este să pot găsi tehnologia aceea de a descoperi, plecând la o funcție dată, o altă funcție care să fie inversă. Să-i găsesc rețeta. Păi ca să găsesc bine funcția, trebuie să găsesc rețeta. Dar am stabilit că domeniul și codomeniul se găsesc foarte repede. Fostul domeniu și codomeniul, da, asta ar fi o chestie. Dar înseamnă că funcția inițială trebuie să satisfacă niște condiții. Bunar asta de aici, poate să fie făcută înapoi invers. O rețetă, nu știu care să fie rețeta. Păi nu. Că la transportul înapoi, când schimb domeniul codomeniu, fostul codomeniu care avea elemente supărate, în aici, de la minus infinit până la minus 1 pe 4, erau toate supărate. Când am întors, păi ar însemna că în domeniu sunt elemente că pentru care nu pun nimic în corespondență. Păi aceea nu-i funcții. Deci, vedeți, trebuie să fie funcția dată, trebuie să fie subjectivă. Aha, deci subjectivă. Dacă funcția dată e subjectivă, cum este aici, când întorc înapoi, nu mai sunt elemente libere. Bun, subjectivitatea nu-i degeaba, vă zic. Dar când întorc, să nu cumva să se întâmple ca un element să aibă două imagini. Cum era 0, care avea și pe 2 și pe 3. Pentru că 0 era imaginea al 2 și al 3. Dar acum, când întorc săgețile, înseamnă că 0 e la pornire și 2 și 3 sunt... Păi nu se poate așa ceva. De aceea sunt două. Asta e. Deci trebuie să fie și injectivă. Vă zic că numai funcțiile bijective sunt funcții pentru care putem gândi inversă. Asta era. Iată, o analiză atentă m-a dus spre următorul lucru. Că numai funcțiile bijective sunt funcții inversabile. Și cu asta închei lecția, rămânând ca să continuăm data viitoare. Mulțumesc!